An de an, la data de 29 iulie, se celebrează Ziua Imnului Național. Deșteaptă-te române este un cântec curat ce învie inimile românilor atunci când îi rostesc versurile, având ca simbol unitatea, libertatea, dar mai ales curajul. Deșteaptă-te române! Deșteaptă-te române sunt cuvintele de o mare importanță pentru poporul român, definind unitatea, libertate, dar mai ales curajul. Mehedințenii vorbesc cu emoție despre semnificația cântecului care le-a insuflat dragostea față de țară. Este o zi importantă pentru români, deoarece această zi a imnului s-a cântat pentru prima dată, odată cu unirea principatelor române de la 1848. Cetățenii români nu trebuie să uite așa ușor zilele importante din istoria patriei noastre. Deșteaptă-te române a fost interzis după instaurarea regimului comunist timp de aproape o jumate de secol. A fost cântat însă în timpul Revoluției din decembrie 1989, imediat după Revoluția din 89, Deșteaptă-te române a fost ales imnul național al României. Ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848, este sărbătorită an de an, astăzi 29 iulie. Deșteaptă-te Române a fost cântat oficial pentru prima dată în Râmnicul Vâlcea, în Parcul Zăvoi. Conform Constituției României, imnul național este considerat simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului.